Nicolae Militaru, un spion rus în fruntea armatei române. Dosarul Corbi. S-a născut la 10 noiembrie 1925 într-o comună din județul Gorj, dintr-o familie de țărani nevoiași. După terminarea școlii, a fost printre primii selectați ca să ajungă la o școală militară de ofițeri și apoi, în 1950, după o verificare amănunțită, a fost trimis la Academia Militară Generală Frunze de la Moscova pentru 2 ani. În timpul acestei academii, a cunoscut-o pe Ștefana, viitoarea lui soție, care era și ea studentă la Moscova. Rețineți că vorbim de anul 1950, an în care se regăsea la Moscova și Ion Iliescu, care de altfel a fost coleg cu soția generalului militar. Tot în URSS a urmat și Academia Militară. Arată foarte clar încrederea pe care sovieticii au acordat-o, încredere pe care Nicolae Militaru n-a trădat-o până în ultimul moment al vieții sale. Revenit în România, va avea tot sprijinul din partea lui Emil Bodnaraș, aflat la conducerea Ministerului Apărării, dar și sprijinul consilierilor sovietici, în așa fel încât a fost pus într-o poziție de ofițer considerat capabil să rezolve orice situație. În toți acești ani, cuprinși între 1948 și 1954, comportamentul dur pe care l-a afișat militarul era extrem de apreciat. A fost numit în funcții importante, în timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, dar și al lui Nicolae Ceaușescu, chiar dacă s-a înregistrat o anumită rezervă în ceea ce îl privește. La scurt timp după alegerea lui Nicolae Ceaușescu, în funcția de conducător al PCR, dar și de președinte al României, Nicolae Militaru este promovat. La acel moment avea gradul de colonel. Este numit în 1965 comandantul armatei a 3-a Cluj, unde stă până în 1969. În 1969 până în 1978 devine comandantul armatei a 2-a București. Este deputat în Marea Adunare Națională. Este membru supleant al CC al PCR până în 1984, adjunct al Ministrului Construcțiilor Industriale din 78 în 84 și numit Ministru Apărării Naționale, apogeul carierei sale, în decembrie 1989. În 1975, în timpul unei aplicații militare la care au participat mai mulți ofițeri superiori din Tratatul de la Varșovia, Nicolae Militaru, care era prezent în calitate de comandant al armatei a doua, a avut mai multe întâlniri cu ofițeri superiori sovietici. Totul s-a petrecut într-o sală a hotelului Dacia din stațiunea Neptun. Atunci se pare că le-a transmis sovieticilor opinia sa total diferită față de Nicolae Ceaușescu. De fapt, nu era de acord cu modul în care Nicolae Ceaușescu vedea colaborarea cu URSS. Nu era de acord cu restricțiile pe care autoritățile le impuneau colaborării militarilor români față de țările din Tratatul la Varșovia. Trebuie să știți că în ceea ce privește aplicațiile militare în România cu țările din Tratatul la Varșovia, ele s-au desfășurat numai pe hartă, fără trupe. Adică erau niște aplicații mai mult tactice. Acest lucru a fost sesizat de ofițerii de la contrainformații militare, iar Nicolae Militaru, într-un acces de disperare, a întocmit un raport pe care l-a mânat Ministrului Apărării Național, Ion Coma. Îi raporta că era colaborator al Serviciului de Spionaj Sovietic, GRU, încă din anul 1952. Acesta l-a informat imediat pe Ceaușescu. Ca urmare, generalul Militaru este trecut într-o funcție care nu mai avea legătură cu armata, păstrându-și gradul de general colonel. După ce este numit adjunct al Ministrului de la Construcții Industriale, Nicolae Militaru, în 1983, este trecut la pensie cu gradul de general colonel. Avea vârsta de 57 de ani.
Ceea ce trebuie să știți este că în 1978 i s-a făcut o percheziție domiciliară și a fost descoperită o geantă de piele în care erau mai multe documente. Documente care atestau apartenența lui Nicolae Militaru la serviciile secrete sovietice. Acest lucru este confirmat și de declarația unui fost ofițer din cadrul securității, Direcția de Contrainformații Militare, care a declarat în fața parchetului că a existat un dosar, Corbi se numea, care viza mai mulți militari ce fuseseră recrutați de serviciile militare sovietice. Printre ei se afla și generalul Militaru. Inițial, dosarul s-a numit Corbu, nume de cod dat unui general Ștefan Costial, numai că în urma supravegherii, descoperindu-se că vorbim de mult mai multe persoane, i s-a schimbat denumirea în Corbi. În acest dosar erau vizați capitanul de rang 1, Radu Nicolae, profesorul Virgil Măgureanu, fostul ministru al apărării naționale Ion Ioniță și Ion Iliescu. Numele de cod al lui Nicolae Militaru era Milică. Militaru a făcut mai multe vizite la ambasada sovietică de la București, spunând că și-a pierdut niște acte de absolvire a unor cursuri din URSS. 89. Nicolae Militaru se îmbracă în uniformă de general colonel, se duce la televiziune și acolo se comportă ca și când ar fi noul ministru al apărării naționale. Prin decretul numărul 2 al președintelui Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, din 26 decembrie 1989, Nicolae Militaru este rechemat în cadrele active ale armatei și numit în funcția de ministru al apărării naționale. A fost un militar de carieră căruia serviciul sovietic i-a dat rolul de dizident, fiind coordonat în multe acțiuni de către Moscova. Numele său se leagă astăzi de crime înfăptuite